Din cele 302 clase pregătitoare care vor funcționa în noul an școlar în județul Suceava, 68 vor fi în regim simultan cu alte clase de învățământ primar. Mai exact, elevii din clasele pregătitoare vor învăța la un loc cu cei din clasa 1, în școlile unde efectivele de elevi sunt mici, insuficiente pentru a forma o clasă completă pentru același nivel. Copilașii au 8 obiecte în plan cadru. Mobilierul a fost adus în timp util în toate clasele, deci nu au fost probleme cu acest subiect. Banii au venit la Minister în timp util sau cu comenzile. Este un proiect aprobat de Ministerul Învățământului care a fost respectat. Este un mobilier specific clase 0. Nu putem pune copii de 5-6 ani într-un mobilier pentru clasa 7-8. Deci sălile au fost amenajate, pregătite. Au venit materialele cele 6 loturi la nivel de minister și copiii sunt la ore. Comparativ cu alte județe din țară, cum stau? Foarte bine. De Suceava putem să ne lăudăm că am început anșuat foarte bine clasa 0. N-au probleme deloc. Dacă... Plus am avut învățători, au fost formați astăvară la București, cei 6 formatori, după care la nivel de județul Suceava au pregătit 312 învățători pentru clasa 0. Pentru toate clasele pregătitoare există tot atâția profesori învățători titulari care tocmai au încheiat cursurile de formare, derulate în două etape, în perioada 27-31 august, dar și la începutul lunii septembrie, în 6 centre din Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpul Moldovenesc și Gura Humorului.